Napoleon Bonaparte, născut la 15 august 1769 în Ajaccio, Corsica, decedat la 5 mai 1821 în insula Sfânta Elena. Napoleon Bonaparte a fost un lider politic și militar al Franței, ale cărui acțiuni au influențat puternic politica europeană de la începutul secolului al XIX-lea. Născut în Corsica și specializat pe profilul de ofițer de artilerie în Franța continentală, Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei Republici franceze și a condus campanii reușite împotriva primei și celei de-a doua coaliții care luptau împotriva Franței. În anul 1799 a organizat o lovitură de stat și s-a proclamat prim consul. 5 ani mai târziu s-a încoronat ca împărat al francezilor. În prima decadă a secolului al XIX-lea a opus armatele Imperiului francez împotriva fiecărei puteri majore europene și a dominat Europa continentală printr-o serie de victorii militare. A menținut sfera de influență a Franței prin constituirea unor alianțe extensive și prin numirea prietenilor și membrilor familiei în calitate de conducători ai altor țări europene sub forma unor state clientelare franceze. Conflictul cu restul Europei a condus la o perioadă de război total de-a lungul continentului, iar campaniile sale sunt studiate la academii militare din întreaga lume chiar și astăzi. Deși considerat un tiran de către oponenții săi, el a rămas în istorie și datorită creării codului napoleonian, care a pus bazele legislației administrative și judiciare în majoritatea țărilor Europei de Vest. Napoleon s-a născut în Casa Bonaparte din orașul Ajaccio, Corsica, pe 15 august 1769, un an mai târziu după ce insula fusese transferată Franței de către Republica Genova. Napoleon s-a numit inițial Napoleone di Bonaparte, prenumele provenind de la un unchi care fusese omorât în timp ce lupta împotriva francezilor, însă, mai târziu, a adoptat numele de Napoleon Bonaparte, cu rezonanță mai accentuată în limba franceză. Familia corsicană Bonaparte își avea originile în mica nobilime italiană, care emigrase în Corsica în secolul al XVI-lea. Tatăl său, nobile Carlo Bonaparte, un avocat, a fost numit reprezentantul Corsicii la curtea lui Ludovic al XVI-lea în anul 1777. Influența dominantă în copilăria lui Napoleon a avut-o mama sa, Maria Letizia Ramolino, a cărei disciplină fermă a temperat un copil turbulent. Napoleon avea un frate mai mare, Joseph, și 6 mai mici, Lucien, Eliza, Ludovic, Polin, Carolin și Jerome. Napoleon a fost botezat catolic cu puțin timp înainte de a împlini 2 ani, pe 21 iulie 1771, la Catedrala Ajaccio. Originea nobilă a lui Napoleon, veniturile și cunoștințele familiei i-au oferit oportunități mai importante de studiu decât cele disponibile unui corsican tipic din acea vreme. În ianuarie 1779, Napoleon a fost înscris la o școală teologică din Autun, în Franța continentală, pentru a învăța franceza, iar în mai a fost admis la Academia Militară de la Brienne-le-Château. Vorbea cu un accent corsican pronunțat și nu a învățat niciodată să scrie corect. Napoleon era tachinat de către ceilalți studenți din cauza accentului său, prin urmare s-a concentrat și mai mult pe studiu. Un examinator a observat că Napoleon s-a distins întotdeauna prin talentul său la matematică, avea cunoștințe destul de bune despre istorie și geografie. Acest băiat ar putea deveni un marinar excelent. După ce și-a terminat studiile la Brienne, în 1784, Napoleon a fost admis la École Militaire, o școală militară de elită din Paris. Acest lucru a pus capăt ambiției sale navale, care îl făcuse să ia în considerare înrolarea în Marina Regală Britanică. În loc de aceasta, s-a specializat pe profilul de ofițer de artilerie și a trebuit să termine cursurile de 2 ani
într-unul singur, deoarece moartea tatălui său îi redusese veniturile. A fost examinat de faimosul om de știință Pierre-Simon Laplace, pe care, mai târziu, Napoleon l-a numit senator. Asediul de la Toulon. În iulie 1793, Napoleon a publicat un pamflet pro-republican, Le Souper de Beaucaire, cină la Beaucaire, care i-a câștigat admirația și sprijinul lui Augustin Robespierre, fratele mai mic al liderului revoluționar Maximilien de Robespierre. Cu ajutorul tovarășului său corsican, Antoine Christophe Salicetti, Bonaparte a fost numit comandantul artileriei forțelor republicane de la asediul Toulonului. Orașul se răsculase împotriva guvernului republican și a fost ocupat de trupele britanice. El a adoptat un plan pentru a captura poziția de pe un deal care va permite tunurilor republicane să domine portul orașului și să forțeze navele britanice să se retragă. Asaltul poziției, în timpul căruia Bonaparte a fost rănit la coapsă, a dus la capturarea orașului și la promovarea sa în gradul de general de brigadă. Acțiunile sale l-au adus în atenția Comitetului de Salvare Publică și a primit comanda artileriei armatei franceze a Italiei. S-a logodit cu Desiree Clary, a cărei soră, Julie Clary, s-a măritat cu fratele mai mare al lui Bonaparte, Joseph, în 1794. Clary era o familie bogată de negustori din Marsilia. Energia sa clocotitoare, activitatea neobosită, vastele sale cunoștințe acumulate în lecturile nesfârșite l-au impus tuturor, începând cu comisarii politici atașați armatei. Zi și noapte în mijlocul soldaților era iubit și apreciat de către aceștia, care în ziua atacului l-au urmat cu elan și, aplicând cu vigoare planul întocmit de el, au înfrânt trupele engleze și au eliberat orașul, izgonind flota dușmană din zonă. Succesul reportat în bătălia de la Toulon a creat o breșă în frontul coaliției dușmane și a adus micului capitan gradul provizoriu de general. Avea pe atunci vârsta de 24 de ani. Gradul său provizoriu de general de brigadă este confirmat și la 26 decembrie 1793 el este însărcinat să inspecteze litoralul mediteranean de la Marsilia până la Nisa. La 4 ianuarie 1794 îi scrie o scrisoare ministrului de război în care îi recomandă acestuia să readucă la stare de funcționare fortul Saint-Nicolas pentru a domina orașul Marsilia. La citirea scrisorii Comitetului Salvării Publice, ordonă îndată arestarea acestui general prea agitat, care vorbea de bombardarea Marsiliei și aducerea acestuia la închisoare de la consiergerii din Paris. Totuși, protejat de Augustin Robespierre și de Salicetti, va fi doar arestat la domiciliu sub paza unui jandarm, iar Maximilien Robespierre dispune a fi eliberat. La 7 februarie, Napoleon este numit comandantul artileriei din armata din Italia, iar la 16 februarie primește diploma sa de ofițer general. Solda lui se ridica la 15.000 de livre și 6 rații de hrană. Păstrându-și funcțiile de inspector al litoralului, trebuie să își ocupe însă postul la armata de Italia. Astfel, Bonaparte se instalează la Nisa. De la numirea sa la armata din Italia, Napoleon a lucrat la un plan de operații care ar deschide Piemontul armatelor Republicii. Planul îl entuziasmează pe Augustin Robespierre și pe colegul său Ricord și cei doi îl impun generalului comandant al armatei din Italia. La 6 aprilie, divizia Massena ocupă Ventimiglia. A treia zi, părăsind provizoriu bateriile sale, Bonaparte trece în fruntea a 3 brigăzi de infanterie și atacă fortul Onegalia. Soldații piemontezi și englezi sunt decimați. La 9 aprilie, în fruntea oamenilor săi, el pătrunde în Onegalia și câteva zile mai târziu ia parte la cucerirea orașului Ormea. În timp ce Massena îi bate pe austrieci la Muriato și începe marșul victorios spre pasul Tend,
Bonaparte se întoarce la 25 aprilie spre Nisa. El face presiuni pe lângă bolnăviciusul Dumerbion pentru a obține întăriri. Pentru a cunoaște și a aprecia forțele de care dispune Genova și fortificațiile ei, Augustin Robespierre și Ricord îl trimit la 11 iulie pe Bonaparte la Genova. Misiunea este îndeplinită, căci vorbind perfect italienește, reușește să studieze amănunțit poziția civică și politică a ministrului Republicii Franceze la Genova, Tilly. La 27 iulie, pe când Napoleon sosește la Nisa, Maximilien Robespierre este declarat în afara legii. Augustin îi se alătură de bunăvoie, iar a doua zi, cei doi frați sunt ghilotinați. Comitetul Salvării Publice, crezându-l pe Napoleon compromis și din cauza relației acestuia cu Robespierre, trimite la Nisa trei comisari în frunte cu Salicetti, care îl suspendă provizoriu din funcție și este pus în stare de arest la domiciliu. Ancheta care urmează îl dezvinovățește și îl eliberează pe Bonaparte. Generalul Dumerbion, comandantul armatei de Italia, îi cere să întocmească un plan de campanie pe care îl va pune însuși în acțiune cam peste un an și jumătate și care va da Franței Italia. Dar Lazar Carnot la Paris și Salicetti în sud nu se gândesc decât la recucerirea Corsicii predată de Paulii englezilor. În consecință, la sfârșitul anului 1794 și la începutul anului 1795, Bonaparte este obligat împotriva voinței sale să pregătească expediția împotriva Corsicii. La 2 martie, flota franceză părăsește Toulonul cu direcția Corsica. În dreptul capului Noli, escadra întâlnește flota anglo-napolitană, iar după o scurtă luptă, francezii pierd două vase și se grăbesc să se întoarcă la Toulon. Expediția eșuează. Bonaparte și camarazii săi sosesc în capitală la 25 mai 1795. Parisul este cuprins de foamete. Mulțimea îl masacrează pe deputatul Ferrand, fiind o perioadă de neliniște socială. Adresându-se ministrului de război Aubry, Napoleon primește o vagă funcție la statul major până la plecarea sa în vest, în calitate de general de infanterie al armatei din Vendea. El refuză în repetate rânduri să se prezinte la armata din vest, socotind că putea acționa mai bine în armata de Italia. Se prezintă la 18 august 1795 la Comitetul Salvării Publice. Își expune din nou planul de campanie pentru Italia, dar este atașat la biroul topografic al comitetului. Acest lucru nu-i face deloc plăcere și chiar se gândește să se expatrieze la Constantinopol, lucru care nu se va întâmpla. Începe să poarte o viață mondenă, saloane de modă, spectacole, plimbări, biblioteci. Un decret al Serviciului Cadrelor Armatei îl radiază de pe lista ofițerilor generali utilizați, dat fiind refuzul său de a se prezenta la postul care îi fusese desemnat. Decretul este semnat de Cambaser, care va fi cândva al doilea consul și apoi arhicancelarul Imperiului. Franța nu este numai în haos, dezordine și confuzie, ci este și guvernată de o mână de oameni înnecați în datorii și crime. La sfârșitul lunii septembrie 1795, frământarea se face simțită, convenția agonizează, iar 11 din membrii săi s-au pus pe lucru și la 27 august 1795 a fost votată o nouă Constituție. Puterea este preluată de un directorat. Se constituie Consiliul celor 500 și Consiliul bătrânilor, deputați care vor fi luați din rândurile convenției. Secțiile regaliste se revoltă și oamenii sunt chemați la arme împotriva convenției. Paul Barras este numit comandant suprem al armatei de interior și atacă primăria orașului, unde se afla Robespierre. Barras știe prea bine că nu este decât un general de ocazie, fără niciun fel de experiență, vrea să aibă alături de el un general adevărat, de preferință un artilerist, așa că dă ordin să fie căutat Bonaparte. Napoleon este numit aghiotantul lui Barras. Dispune să fie adusă artileria de la Sablon, organizează 800 de complete de armament,
așează personal tunurile din strada Neuve-Saint-Roch și Saint-Honor. În data de 5 octombrie 1795 are loc o ciocnire violentă între secționari și soldații comandați de Barras. După spusele lui Thiebaut, ofițer de stat major și viitor general, bătălia este condusă de generalul Bonaparte personal. Bonaparte reușește să învingă pe inamici care atacaseră la Tuierii. 5 zile mai târziu, convenția la propunerea lui Barras îl numește pe generalul Bonaparte comandant secund, iar la 16 octombrie, Napoleon este avansat în gradul de general de divizie. La 26 octombrie, Barras, devenind unul din cei 5 directori, demisionează din funcția sa și Bonaparte îi urmează la comanda armatei de interior. Nu este deloc îmbătat de glorie și pare chiar perfect conștient de lipsa sa de competență în ceea ce privește sarcinile de comandant al garnizoanei și de general comandant al armatei de interior. Thiebaut chiar spune că era o persoană care nu se jena de fel să arate față de subordonații săi cât de multe lucruri în materie nu știa, lucruri pe care era de presupus că și ultimul dintre ei le știa la perfecție. Bonaparte o cunoaște pe Josephine de Beauharnais, viitoarea lui soție. La 2 martie, Bonaparte este numit comandantul armatei de Italia, susținut de Barras și de Carnot în directorat. La 8 martie 1796 are loc semnarea actului de căsătorie între Napoleon și Josephine în cancelaria avocatului Raghido, notarul doamnei de Beauharnais. 1796. Campania din Italia. Pregătind campania din Italia, el perfecționează acel plan de campanie la care se gândește de mai mult de 2 ani, de când Augustin Robespierre i-a asigurat comanda artileriei armatei din Italia. Acel plan, conceput în martie 1794 și care îi entuziasmase pe reprezentantul Ricord și pe fratele lui Robespierre, directoratul a hotărât să ducă acest război de diversiune cu Piemontul și Lombardia dintr-un motiv foarte simplu, și anume acela de a umple casieria tezaurului înfiorător de goală. Între 1798 și 1801 are loc campania franceză în Egipt și Siria. Aceasta a fost campania lui Napoleon Bonaparte în Orient, aparent pentru a proteja interesele comerciale franceze, de a submina accesul Marii Britanii în India și de a stabili demersuri științifice în regiune. Acesta a fost scopul principal al campaniei din Marea Mediterană din 1798, care a cuprins o serie de angajamente navale și a inclus ocupația Maltei. În ciuda mai multor victorii decisive și a unei expediții cu succes inițial în Siria, trupele lui Napoleon, numite Armée d'Orient, au fost nevoite să se retragă în cele din urmă, după apariția unei discordii politice în Franța, a conflictului din Europa, precum și datorită înfrângerii flotei franceze de sprijin. Bătălia navală de la Aboukir a avut loc pe 1 și 2 august 1798 în fața orașului portuar egiptean Aboukir, situat la 15 km nord-est de Alexandria. În această bătălie, flota de război britanică, sub conducerea amiralului Horatio Nelson, a învins flota franceză a lui Napoleon, care întreprinsese o expediție militară în Egipt și Siria. Cu această victorie, Marea Britanie și-a asigurat supremația pe Marea Mediterană. Între anii 1799 și 1804, Napoleon deține funcția de prim consul al Republicii. Întors din Egipt, Napoleon este primit cu entuziasm de poporul francez. Profitând de această popularitate, el a răsturnat directoratul și a impus dictatura personală în noiembrie 1799. Prin acest act, burghezia și-a consolidat puterea și au fost salvate cuceririle Revoluției franceze. Noua formă de conducere s-a numit consulat, în fruntea căreia se găsea primul consul, adică Bonaparte.
Consulatul a fost una dintre cele mai rodnice perioade din istoria Franței. Prin măsurile luate, corupția și nesiguranța cetățenilor au fost eliminate. Economia a fost refăcută, Franța a devenit prosperă, începându-se vaste lucrări publice. S-au pus bazele învățământului modern, religia reintrându-și în drepturi. Napoleon a elaborat legi noi sub numele de Codul lui Napoleon. Primejdie externă care se abătuse asupra Franței a fost înlăturată prin victoria împotriva Austriei de la Marengo din anul 1800. Napoleon cucerește Belgia, zonele de la Rin și Italia. Prin concordatul cu papalitatea, Napoleon a obținut supremația asupra Italiei. În 1802, Franța a încheiat cu Anglia pacea de la Amiens, pacea perpetuă, prin care se producea un schimb de posesiuni. Franța renunța la Egipt, iar Anglia la teritoriile cucerite în timpul războaielor anterioare. Având puterea consolidată de realizările guvernării sale, Napoleon a fost proclamat împărat de către senatul francez în 1804 printr-un senatus consultus. Încoronat în catedrala Notre-Dame de Paris, în prezența papei Pius al VII-lea, el a spus cuvintele: Imperiul înseamnă pace. Însă, conducerea sa a dus la un lung șir de războaie cu Anglia și cu monarhiile absolutiste, Rusia, Austria, Prusia, cauzate printre altele de rivalitatea dintre burghezia franceză și cea engleză pentru supremație economică, dorința monarhilor europeni de a opri accesiunea lui Napoleon, ambiția lui Napoleon de a stăpâni întreaga lume. Cu o armată mare, Napoleon a reușit să obțină multe victorii asupra Austriei în 1805, prin bătălia de la Austerlitz și asupra Prusiei în 1806. Singura putere continentală care îi stătea în cale era Rusia. Cu aceasta a încheiat un acord în 1807, prin care Europa era împărțită între împăratul Franței și țarul Rusiei, Alexandru I. În anul 1812, Napoleon face o încercare dezastruoasă de a invada Rusia, în care este învins. Invazia franceză a Rusiei din 1812 a marcat un punct de cotitură în destinul lui Napoleon. Marea sa armată a suferit pierderi covârșitoare în timpul campaniei și nu s-a recuperat niciodată pe deplin. În 1813, a șasea coaliție l-a înfrânt la Leipzig. În anul următor, coaliția a invadat Franța, l-a forțat pe Napoleon să abdice și l-a exilat pe insula Elba. În mai puțin de un an, a scăpat de pe Elba și s-a întors la putere, însă a fost învins în bătălia de la Waterloo din iunie 1815. Napoleon și-a petrecut ultimii 6 ani ai vieții sub supraveghere britanică pe insula Sfânta Elena. Autopsia lui Napoleon a concluzionat că a murit de cancer la stomac, deși unii oameni de știință au continuat să susțină că a fost otrăvit cu arsenic. Producător Zoom Studio România. Scenografie și montaj Virgil Geculescu. Povestitor Doru Degeratu.